El, da, așa, da, cum... Mai am pofte. Le mai prezenta am, cineva. Mai am pofte, înțelegi? Hai să le întrebăm și pe fetele noastre. Surorile Angel, așa Angel, cum... Surorile cum a spus Mihai. Eu. Monica și Luminița. Da, okay. După cum observați, noi suntem... Da, după cum observi, Mihai, bună seara. Bună seara. Noi suntem siameze în această... ia uite-ne. Suntem siameze de cablu. Siameze de căști. Monica? Ca să te putem auzi. Asta înseamnă că urmează să te vopsești și tu atât de roz? Nu, nu, nu. Una dintre noi trebuie să fie foarte originală și cealaltă mai cu minte ca să nu ne certăm. Bine, asta, atât... asta nu înseamnă că tu nu ești originală dacă nu-ți faci culoarea asta. Da, nu, am lăsat-o pe Moni acum, este da, momentul ei. Știi că este destul de cuminți. Este destul de cuminți. Monica, mai ales că este noi pști, este noi pști sub 50, deci e dă bine. Dar rolul ți-a cerut să te vopsești roz sau ce bine mă simt în ele. Viața te-a adus. Poftim? Zic, rolul ți-a cerut să te vopsești roz sau viața te-a adus pe nuanțele astea. Niciuna nici cealaltă. Așa. Viața noastră este în roz. I-a cerut să se vopsească așa? Da. Ca mi-a zis maestru Arșinel, uite, știi ce? De mâine nu mai vii la teatru dacă nu te faci roz. Nu și... spus dacă nu ești toată roz. Ai de mine nebunie. Care e o rozalie, ce să zic? Care e următoarea culoare pe care o cereți? Următoarea O să vorbească maestru Arșinel cu tanții, cu hairstylista mea și sigur o să găsească o soluție. Curcubeu. Da, curcubeu, nu știu, toate nebunile. Mie așa-mi place să fiu ca o sticlă de șampanie pe care înainte să o deschizi o agiți. Tot nu mi-ai spus cum ai ajuns la culoarea asta. Ți-a cerut fiul tău, a fost o rugăminte din partea fancluburilor tale nu, din nu, străinătate? Nu, fiul meu... Fiul, da, de peste hotare. Fiul meu îmi spune de fiecare dată că el vrea să fiu brunetă și cu părul lung, pentru că așa era când era el la mine în burtă și el așa m-a cunoscut. Oh, își dorește foarte mult să semene cu mama. Însă, tu ai decis, rebela dar din tine a decis... Dar nu o să-mi las nici părul lung și nu știu dacă o să mă fac brunetă. Măi, tot nu mi-ai zis de ce te-ai vopsit roz. Poate te apuci de politică, pentru așa că... Așa mi-a venit, ce așa ți-a venit. Ai un motiv anume? Dar cum când... Nu, eu cred, Mihai, eu cred că tu bați undeva, tu știi, din experiență proprie sau din auzite, da, că femeile atunci când fac o schimbare radicală pățesc ceva în viața lor, de-aia tot pui tu. Dar bine, dar și eu pățesc, într-adevăr, am mai slăbit, mă simt din ce în ce mai bine. Despre da, asta vreau să vorbim, Monica, și aici am zis, hai să facem ceva și părului. Ultima oară când eu m-am vopsit roz, s-a întâmplat ceva în viața mea, adică nu m-am vopsit așa din senin roz. Cum stai cu sportul, lasă cu mișcarea? Lasă că despre acest proces al meu stau foarte bine. În fiecare dimineață mă trezesc la ora 6 fără un sfert. La ora 7 și un sfert cel târziu sunt la clinică, la Bioteramed, acolo unde îmi fac toate cele. Deși clinica se deschide la ora 8, eu la ora 7 și un sfert sunt acolo. Pentru că altfel nu mai găsesc loc de parcare. Să intri prima. Luminița, cum ai regăsit-o pe Monica exact, după schimbarea asta, după procesul ăsta de schimbare, și exterioară, și interioară, și... Am regăsit-o într-un colț tristă și speriată. Mă, nu mi se pare deloc tristă. Tribulită. Eu să știi că am fost printre primele persoane care au văzut schimbarea, mi-a trimis pe WhatsApp poză cu ea și am fost foarte încântată, i-am și trimis imediat răspuns. Mie îmi plac persoanele îndrăznețe, de-aia suntem noi prietene bune și ne iubim atât de mult, pentru că ieșim din tiparele astea de monotonie. Și de aceea și maestru Arșinel s-a gândit să ne invite pe amândouă în acest spectacol, că știa cât de echilibrate absolut suntem. Absolut. Da. Știu că acesta este motivul? Da. Știu că v-a costat mult, domnul Arșinel, dar merită investiția să le ai și pe, să ai și pe Monica Angel, să ai și pe Luminița. Nu, sunt destul de accesibile, nu sarcalul, mai ales că scena Teatrului Tănase reprezintă, cum să spun, o zonă pozitivă în ceea ce privește manifestarea artiștilor români. Eu am văzut când... Și nu oricine poate să ajungă pe scena asta.
Domnule Arșinel, eu am văzut că Monica Angela a purtat o rochie foarte verde în acest spectacol. Tot dumneavoastră ați ales culoarea rochiei? Normal, la roșu se asortează verdele. Da, păi chiar mă gândeam că acum cu această culoare trebuie să am grijă să pot să văd cu ce mă îmbrac, adică încă văd ceea ce-mi vine, să văd cu ce mă îmbrac, să mă asortez cu părul. Doamnelor, domnule, vă mulțumesc tare mult pentru plăcerea liber, că te simți mult mai bine conversației din această seară. Cristina. Și noi îți mulțumim, Mihai, și vă așteptăm. Vă așteptăm și vinerea viitoare, tot aici la Teatrul Constantin Tănase, respectiv pe 10 noiembrie. Aceeași și pe data de 17 piesă. Noiembrie. Suntem tot aici la Teatrul Constantin Tănase, exact. Care, Laura, unde o să fiți? După care vom fi la Valencia, pentru că vom avea acolo două spectacole. Pentru românii. Cu... Și mă bucur... Tot cu teatru. Director după noi, n-avem de ales. Mă bucură reîntoarcerea lui Arșinel pe scândura teatrului. Vă pup, seară faină să aveți. Îți mulțumesc și poate mai spre sfârșitul anului, poate ne vedem la Londra. Absolut, unde vreți dumneavoastră, și în Hawaii.